Consiliul Județean Timiș a semnat cu administrația Fondului pentru Mediu contractul de finanțare pentru achiziția a 25 de microbuze hibride, banii fiind alocați prin programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră. Autovehiculele vor fi utilizate pentru transportul elevilor timișeni și vor fi transportate centrelor pentru educație inclusivă sau către UAT-urile care au transmis solicitări în acest sens către administrația județeană. Suma primită de CJ Timiș este de aproape 25 milioane de lei și este destinată acoperirii cheltuielilor eligibile, costurile de exploatare și întreținere urmând a fi suportate de beneficiari. Pentru facilitarea transportului școlar am accesat două programe de finanțare. Am depus un proiect pentru cumpărarea de microbuze electrice și unul pentru autovehicule hibride. Economiile făcute în urma ofertelor primite în cadrul primului proiect ne-au permis achiziționarea unui număr suplimentar de microbuze electrice, astfel că sperăm să se întâmple la fel și în cazul celor hibride, a spus Alinica, președintele CJ Timiș. Următorul pas după câștigarea finanțării este pregătirea documentației necesare pentru organizarea procedurii de achiziție publică.